intra dimineața, că aici la mine în America e dimineața, e ora 10 dimineață. Și am intrat pe live-ul ăsta în legătură cu Sanca Uraganul, e țigan de-al nostru, care a făcut live-ul ăla ieri, în legătură cu unchiul de nou. Bă, Sanca, am și eu pretenții la tine, că ești tu băiat purtat, nu ești fraier. E țigan de-al nostru. Era frumos din partea ta să intri pe live și să-l ameniți pe Denom, care Denom e puterea României. E fratele lui Cristofon, e și el o emblemă în București, nu e vreun fraier din ăla de doi bani. E frumos din partea ta să dai în gardă și în astea cu țiganul. Să știi că m-ai supărat, Sanca, să moră familia mea, nu m-ai supărat, dacă mi-a plăcut gestul ăla care l-ai făcut. Ăla nu e gest de șmecher, mai zis tu că tu ești șmecher, că nu ești lăutar. Înțelegi? Fii bă băiat serios, nu mai da în gardă. Ce ne-ai sunat frumos omul la telefon, vorbeai cu el la telefon și o reglai băiețește, că e țigan de-al nostru, nu ești român din aia să... din ăla să te ia cu japca sau să te amenințe. Au zis și omul frumos să faci tu cinste cu o sticlă de whisky, că ești tu Țancă Uraganul, că ești tu Valoare, că ești tu lăutar, săltat, și tu ai luat-o ca pe o amenințare, nu e frumos din partea ta. Ai auzit, bă, Țancă, că de nou mi-e puterea României. Trebuia să-ți fie rușine să moară familia mea gestul care l-ai făcut, de nu trebuie să plătești 50.000 de euro la țigan, rușinea care ai făcut-o tu. Nu mai da în gardă și în astea, că astea fac copii. Înțelegi? Nu-l sperii tu pe ăla că te duci la acces direct. Că n-ai de ce. Nu e adevărat. Tu ce ai spus nu e adevărat nimic, că a scos cuțitul la tine și că te-a amenințat. Dacă erai băiat cu minte, băgai mâna buzunar, ia un pire aici 1000 de euro, bea și o sticlă de whisky. Băiețește, așa se făcea. Dar te-ai afirmat pe live aiurea. Ai auzit? Dacă noi te respectăm toți băieții, te respectăm toată Vâlcea, suntem în picioarele tale și al lui fratul când veniți aici în America, fii băiat cu minte. Ai auzit? Fii băiat cu minte, Țancă, nu mai fă gesturi din astea. Retrage, ești pe live, retrageți vorbele alea care le-ai spus, că e mai bine pentru tine așa, înțelegi? Noi te respectăm, dar te nume unchiul nostru, nu poți să faci tu chestii din astea. Ai auzit? Acum dimineața m-am trezit. E 10 dimineața, dar m-am trezit. Am văzut live-ul ăla al tău și m-ai supărat, Țancă, să moară familia mea, nu m-ai supărat. Nu e frumos din partea ta. Vezi ce faci și fă-i acolo cu unchiul, ieși pe live, cere scuze și termină chestiile astea care le-ai făcut. Plătește rușinea la om cu ce ai zis acolo, e mai bine așa, frate. Și nu mai zic că ești șmecher, că șmecherii nu dau în gardă și în poliție și în astea. Înțelegi? Ai făcut urât de tot, nu să fac chestii din astea. Să moară familia mea dacă să fac lucruri din astea. Nu între noi. Vezi ce faci acolo și rezolvă treaba mai repede cu unchiul, că după aceea Țancă nu e bine din partea ta. Nu e bine să trălește munte cu munte, dar om cu om. Nu e frumos. Știi că de nume unchiul nostru, respectăm toată Vâlcea, când ne zici o vorbă, suntem și la 7 dimineața, 6, 3, 5, la orice oră suntem în picioarele lui. Trebuie să fie și ții un pic rușinică. Ai auzit? Nu e frumos. Când Miraj vine aici în America, ai văzut cum îl ținem noi pe Miraj, pe fratii tău? Îl ținem pe mâini toată Vâlcea. Când facem o petrecere, facem ceva, scoate câte 15.000, 20.000 într-o petrecere când își sărbătorește unul ziua. La noi, la Vâlcea, înțelegi? Trebuie să ții conștientul de noi. Că nu e frumos din partea ta, Țancă. Dacă ești lăutar, fii lăutar. Dacă o dai pe țigăniște, dă un țigăniște, dă-o cum vrei tu. Dar nu e frumos. Înțelegi? Că Miraj vine mereu în America. Știi că vine mereu în America Miraj și tu vii și ar fi bine să ne înțelegem așa frumos, băiețește, că nu ne amenințăm unul pe altul, că suntem țigani de-ai noștri. Dar ce ai făcut tu, ai dat-o direct, n-ai dat-o ca bărbați, ai dat-o lateral. Înțelegi? Trebuia să ții și tu cont așa. De nepoții lui, de familia lui, trebuia să ții și tu de unde Cristofon, Dumnezeu să-l ierte, a ieșit pe live să te afirm că nu te sperii tu de denom. Păi să sperii o Românie întreagă și te sperii tu, mă, mâncața și pula ta, că nu dăm în amenințări. Nu dăm în
amenință, dar să tremură România întreagă în fața la familia aia. Aia e familie de categorie grea. E artileria grea, acolo nu se mai trece. Acolo e Pentagonul. Păi, nu dăm în gardă. Ori suntem golani, ori nu suntem golani. Înțelegi? O suntem șmecheri, ori nu suntem șmecheri. Nu se face din astea. M-ai supărat rău de tot, Țancă. Pe cuvântul meu, nu m-ai supărat. Ești prietenul meu, te respect. Și pe tine și pe frate, tot ce ai făcut, ai întrecut măsura peste mirea omenească. Vezi ce faci? Intră pe live. Intră pe live, cere scuze de la om. Înțelegi? Dacă a fost o glumă din partea ta, nu trebuie să-ți faci rating pe spesele lui Denon. Că Denon e om greu, înțelegi? Plătește-ți acolo rușina ce ai făcut cu omul și gata, termină cu chestii de astea. Dacă ești lăutar, fii lăutar. Înțelegi? Băi, eu nu influențez pe nimeni, ești prost la cap. Nu influențez pe nimeni, dar ce a făcut el cu unchiul de nume e rușinică. Să ieși pe live? Să ieși pe live și să încerci să faci chestii din astea, că tu ești veche, că nu te sperii. Bă, nu ai de cine să te sperii. Că nu te amenință nimeni. Nu te amenință nimeni. Tu ai cântat frumos, era omul beat, te-a zis dacă faci tu 5 de costică de whisky și tu ai dat-o deja în spartoială.